Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Testăm astăzi o mașină dintr-un segment mai exotic. Avem aici Seat Alhambra, un MPV de 7 locuri, vărul spaniol al lui Volkswagen Charan. Și împarte destul de multe elemente, inclusiv de design. Avem aici echiparea Fairline, adică o țăsare în evidență, capacele oglinzilor de altă culoare. Altfel, arată destul de monoton, totuși, pentru că este o mașină de familie. Haideți să ne mutăm însă în lateral, aici unde se văd avantajele unei astfel de mașini. Geamuri foarte mari, vizibilitate bună și un interior foarte călduros. Și acces ușor și pentru pasagerii în partea din față, dar și pentru pasagerii din spate, pentru că ușile care se deschid în lateral, nu ca la S-Max, ceva de genul ăsta, adică e foarte ușor să urci pasagerii în mașină în spații strâmte de parcare. După cum se poate observa, am suficient loc la genunchi, pot să-mi întind și picioarele, am și o măsuță aici în față și inclusiv control automat pentru climă. Fiecare scaun este individual, adică pot să-l mut mai în față, mai în spate, pot să înclin spătarul și să stau așa la drum lung. Ce bine este, mai ales că scaunele sunt îmbrăcate în piele și în material Alcantara. Și pentru că vorbim de o mașină în 7 locuri, ce-mi place e că dacă trag de acest pătar, scaunul se mută cu totul în față și îmi permite să ajung ușor la al doilea rând de scaune, dar pentru asta va trebui să ajungem mai întâi la portbagaj, care și el este acționat electric. Trebuie să apăs câteva secunde pe butonul de pe telecomandă, hainul se deschide în cele din urmă și avem un portbagaj imens de peste 800 de litri. Suprafață plană de încărcare și ce-mi place e că bara vine în jos, așa că atunci când ai ceva greu de scos de aici, nu trebuie să ridici, ci poți să tragi pur și simplu. Ca să ridic celelalte scaune, va trebui să trag de această podea, să mă întind după scaune și să trag tare aici și aici la fel și apoi va trebui să mă duc pe partea cealaltă. Să ridic și șezuturile. Foarte ușor ajungi înăuntru și acum pot să trag de manetă și surprinzător în cap. Nu ating plafonul în partea de sus și dacă l-aș ruga frumos pe pasagerul din față să-și dea scaunul lui de mai în față, o să am loc suficient. Am inclusiv suport pentru pahar în partea stângă, iar în partea dreaptă loc să-mi depozitez telefonul. Din nou, nu am priză USB nici aici, nici în față, dar am o priză de 12V. Și încă o opțiune interesantă de câteva sute de euro pentru două din cele trei scaune de aici, înălțător pentru copii. Astfel nu mai ai nevoie de un scaun pentru copii care sunt un pic mai mari de vârstă, vor sta aici și poți să le pui centura. Ai prindere ISOFIX pentru toate cele trei scaune. Decât să depozitez, să fac un pic de ordine aici și mai intră un geamantan mare și un troller și poate un căruț de copil pus pe lateral. Altfel, e ușor să așez scaunele la loc. Durează câteva secunde și din nou avem un portbagaj de 800 de litri. Dar eu zic să nu mai pierdem timpul cu prezentarea și să trecem direct la condus. Și haideți să încep cu cheia, 4 butoane pe partea din față, un buton pe lateral pentru acționarea haionului. De aici pot să deschid și ușile. Briceag, nu avem keyless pe acest exemplar. Piciorul pe frână. Pornește un pic zgomotos motorul de 2 litri diesel, 184 de cai putere, cuplat la o cutie automată DSG. O combinație foarte bună pe genul acesta de mașină. Conducem Alhambra, care înseamnă un MPV de 7 locuri, o mașină imensă, imensă. Deci mă mir cum de nu se aude cu eco mașina asta, la cât este de mare. M-am chinuit puțin cu ea în oraș în primele zile până m-am obișnuit cu ea, dar are atât de multă tehnologie înăuntru încât o să te ajute să te descurci foarte bine, indiferent de cât de strâmte sunt locurile de parcare.
Altfel, se conduce destul de ușor, ca oricare altă mașină din grupul VAG. Vedeți? Mașina lungă, am încurcat un pic o bandă de circulație încercând să fac stânga aici. Altfel, mașina, plecând cu ea, e foarte ușor de condus, nu se simte cu nimic diferit față de oricare altă mașină din grupul VAG. Ba chiar e și sprintenă, chiar și cu 7 persoane înăuntru, mașina în continuare se mișcă foarte bine, deși are o tonă 800. Motorul răspunde foarte bine, cuplu mult în turații joase, iar DSG-ul știe când să schimbe vitezele ca să profite și mai mult de cuplul pe care îl are motorul. Cutia în 6 trepte are și o funcție interesantă de coasting, decuplează motorul de la cutie și mașina merge singură din inerție, astfel că reușești să mergi câteva sute de metri bune fără să consumi motorină, doar pentru că motorul stă la relanti. Cutia poți să schimbi vitezele, poți să le schimbi și tu, dacă dai de schimbător în dreapta ai plus și minus, sau poți să treci în sport ca să schimbe un pic mai sus în ture. Am inclusiv padele. Alhambra este o mașină foarte interesantă pentru o familie mai numeroasă. Are un preț de pornire de vreo 30.000 de euro și de banii ăștia primește o mașină foarte mare. Portbagajul are peste 800 de litri, cum ați văzut și mai devreme la prezentarea exterioară. Cum se simte Alhambra la condus? Ca oricare altă mașină din grupul VAG, e ușor de condus, direcția este relativ moale, DSG-ul schimbă pentru tine, motorul răspunde bine, suspensia este corect setată pentru drumuri bune, însă pentru locurile din spate, atunci când mai dai de astea niște denivelări, mi se pare că reacționează un pic mai mult decât ar fi nevoie. În rest, în 90% din situații va fi destul de confortabilă. Îți recomand să nu alegi suspensia sport, există și această opțiune, nu o alege. Poate doar să alegi Seat Driving Profile, parcă se numește, în care poți să schimbi tu setările mașinii cu suspensie adaptivă. Poate ăla ar fi, să zicem, cel mai bun compromis. Altfel, nu are rost să te uiți la o suspensie sport. Profită de faptul că noi nu avem drumuri chiar atât de fine. Și atunci, uite cât de bine reacționează acum mașina, pentru că mergem pe un drum drept. Acum o să trec peste o... Dar poate sunt eu un pic cam cârcotaș. Insonorizarea este foarte bună, se aude doar un pic de motor, în schimb abia dacă se aud mașinile care trec pe lângă mine sau vântul, la fel se întâmplă și la viteze mai mari. În principiu, cam atunci când te sui prima dată în ea, o să te cam sperie cât de lungă este, însă n-ar trebui să-ți faci griji pentru că ai senzor de parcare, vizibilitate foarte bună, geamuri mari, oglinzi mari, inclusiv cameră pentru mersul cu spatele și dacă ești darnic poți să o alegi și cu park assist, adică mașina o să parcheze singură, ceea ce iarăși este un mare plus când ai o mașină atât de mare. Cel puțin la mine n-a fost nevoie să folosesc park assist, însă m-am folosit de camere și de senzorii de parcare în parcările de moruri, unde e cam destul de greu să găsești un loc cu genul ăsta de mașină. Pasagerii din spate se vor da foarte ușor jos din mașină că au suficient loc datorită ușilor. Acum am luat piciorul de pe accelerație și mașina face coasting. Merge singură și pot să economisesc destul de mult combustibil așa. Mie mi-a consumat pe vreo 300 de kilometri mers în oraș sub 8% în drum pe afară. Dacă ești cumpătat, reușești să scoți un 6% cu 5 persoane în mașină și cu aer condiționat și tot confortul de care ai nevoie. Și asta e un mare plus al mașinii, pentru că la drum lung, chiar dacă ai 3 pasageri în spate, ei vor sta foarte confortabil acolo, fiecare scaun fiind individual, nu o să se lovească umăr în umăr. În spate, să zicem că e loc de niște copii sau niște persoane adulte de înălțime mai mică. În interior, e în stilul Volkswagen. Nu iese cu nimic în evidență, parcă nici nu pare la fel de tehnologizat ca în, să zicem, modelele de la Citroen sau Ford S-Max. Însă e un interior care a trecut destul de bine de testul celor 6 ani de când se vinde Alhambra. Avem un sistem multimedia care vine inclusiv cu Full Link și meniu cu o interfață similară, cum am văzut pe Volkswagen Tiguan, de exemplu, că e de generație mai nouă. Avem clima pe două zone, în partea din față și poți să setezi clima separat și pentru pasagerii din spate, iarăși un lucru de bun simț, iar în partea de jos, sub climă, poți să deschid haionul
și cele două uși. Mi-a fost destul de ușor să găsesc o poziție confortabilă la volan. Volanul se trage și se împinge destul de mult, la fel și scaunul, care la mine are comandă electronică, nu și pentru pasagerul din dreapta. Și apropo, pentru că avem varianta Fairline, avem Alcantara și câteva mici briz-brizuri pe aici, pe acolo. Per total e un spațiu în care o să te simți destul de bine. Îmi place că e piele chiar și pe spatele scaunelor, ca să fie destul de ușor de curățat, iar materialele alese pentru construcția mașinii sunt destul de bune, mai ales că mașina asta costă undeva la vreo 45.000 de euro, modelul pe care conducem noi. Foarte multe spații de depozitare pentru telefon, portofel, inclusiv aici pe bord, bușile au spații de depozitare foarte mari. Am inclusiv un sertar sub scaun, unde aș putea să scund, nu știu, ce aș putea să scund sub scaun, într-un sertar, ce ascunde lumea sub scaun în sertar. Acum, ca dezavantaje, mi se pare totuși că e o mașină care costă destul de mult, însă, să zicem, cu vreo 40.000 de euro ai putea să iei un Alhambra bine echipat. Eu aș alege oricând o astfel de mașină în detrimentul unui SUV, pentru că primești de aceeași bani mult mai mult spațiu și confort în primul rând, plus că e o mașină pe care nu o vezi foarte des pe stradă, e mult mai practică, mai ales pentru pasageri, dacă ai copii, spațiu în portbagaj. Ai în continuare o poziție înaltă la volan, vezi destul de mult în față. N-aș putea vedea de ce ți-ai luat un SUV când ai o astfel de mașină disponibilă. Alhambra nu diferă foarte mult de Charan, ci o idee mai ieftin, nu cu mult, dar e mai ieftin. Și îmi place că e foarte practică, găsești orice, oricând, oriunde loc pentru niște pasageri și niște bagaje, dacă ai niște mobile de cărat, etc. Ca dotări stă foarte bine pentru o mașină care costă atât de mult. Am spus de park assist, avem încălzire scaune, climă pe 3 zone, control pentru climă și pentru locurile din spate, loc și pentru cei doi pasageri de acolo, faruri automate, Big Xenon, materiale foarte bune au fost folosite pentru construcția mașinii, se vede la interior. Totul stă foarte nemțește pe o mașină spaniolă fabricată în Portugalia. Ai inclusiv opțiune pentru lane assist, ca mașina să țină singură banda, deși mașina asta are vreo 6 ani, a încăput pe ea tehnologie mai nouă. Avem inclusiv full link pe acest sistem de navigație, adică poți să te conectezi cu Android Auto când o să fie disponibil la noi în țară sau cu Apple CarPlay deja, ceea ce este un mare plus. Avem AdBlue pe care va trebui să-l alimentezi și accesul se face undeva din portbagaj, nu foarte facil. Scaunele foarte bune și comode, îmbrăcate în Alcantara, ceea ce îmi place foarte mult. E un material destul de prietenos și pe vreme caldă și pe vreme recăroasă, oricum avem încălzire în scaune. Avem încă o funcție interesantă care a costat extra, din păcate, Auto Hold. Te oprești la semafor, iei piciorul de pe frână, mașina stă pe loc, calci pe accelerație, sunt eliberate frânele și tu pleci mai departe. Trebuie să fii atras de genul ăsta de mașini ca să alegi un MPV, dar odată ce ai făcut asta, nu prea ai de ce să regreți. Dacă ți-a plăcut testul nostru, nu uita să dai un like, un share și un subscribe și spune-mi tu de ce crezi că astfel de mașini nu se vând la noi în țară.